De unde aveți certitudinea că se caută gaze de șist? Ați spus-o în fața sării, să nu mai spun de cine. Toată Europa vorbește de gaze de șist. Nu e o problemă la ora actuală să deducem acest lucru. Toată Europa, ca primă pornire. Ați văzut reacțiile care le-au luat unele țări. Franța, Germania, Olanda, Bulgaria, care a spus mergem și manifestăm alături de români să nu vină apa otrăvită din România la noi. Cehoslovacia. Nimeni până la urmă nu mai acceptă și pe măsură ce s-au luat aceste, toată lumea asta va spune nu. Au venit la mine anul trecut, 2013, în nenumărate rânduri. Și au spus foarte clar, pe față, da, domnule, vrem gaze de șist, neștiind atitudinea mea. Sigur că într-o primă fază i-am lăsat, i-am ascultat, i-am încurajat să vorbească și am descosut tot ce au avut în cap și tot ce au gândit și ce n-au gândit. A fost primul lucru de care asta. Eu nu am avut nicio atitudine, nicio luare de poziție într-o primă fază. Am considerat că așa este normal, ca să am informație. După aceea au venit la primărie, în care eram eu primarul și câțiva consilieri. Descosut, spus până unde sunt gaze de șist, până unde sunt gaze convenționale. Deci a fost discuția pe față. Acum, când au văzut reacția noastră foarte puternică, au spus nu. Păi dacă toată Europa asta caută gaze de șist, atunci, și toată Europa aproape că a interzis, atunci ăștia sunt mai buni? Nu. Le-a spus noi pe față. Doar aici, în zona noastră, au încercat să o întoarcă, nu gazelor de șist. Domnul Codre, Țiteiul, am mai spus-o, Țiteiul l-a extras pe vremea lui, până în 90, pe vremea lui Ceaușescu. Pe graniță, pe fâșie, s-au format schiere de petrol, la Pecica, la Șandra, la Lovrin. Deci ăștia ce au făcut? Au extras petrolul. Ungurii trăgeau dincolo de fâșie, românii trincoași de fâșie. Dacă era Țiței în continuare aici, s-au oprit cu exploatarea Țițeiului până pe la turnul și puțin dincoași de turnul. Păi nu veneau și încoacea? Că doar sunt cerca, că doar sunt câteva sonde și s-a văzut forate și între curte și Șofronea este. Dincolo de noi este. Au văzut că nu există petrol și au renunțat. Și acum vine să-mi spună mie, a fost marele maestru Tender, artistul poporului, a spus, nu vrem gaze de șist. Dar ce vrei, domnule? Păi, da, ești conștient că se pot aduce otrăvirea terenului, otrăvirea apei, otrăvirea pământului, pentru că apa aceea, când ajunge în pământ, se mișcă și otrava se mișcă odată cu ea. Ce face cu otrava care o inoculează acolo unde face spargerea rocii? După aceea, ce face? O scoate înapoi, o pune deasupra pământului sau o injectează din nou în pământ. Asta poate să facă, pentru că apa când injectează iese din nou afară. Ce face? Nu face decât ne împrăște nouă o travă. Nu se poate, nu-i voi lăsa, nu-i vom lăsa. Mergem până unde trebuie. Justiția română, eu sper că va fi atâta de română încât să zică categoric nu. Mergem la toate forurile internaționale, mergem la CEDOM, și noi avem bani. Unitatea mea și cealaltă de la Olari vom putea suporta toate aceste lucruri, să mergem până la cele mai înalte nivele, dacă cred ei. Dar sper în justiția română că este română 100% și că vom avea câștig de cauză. Iar noi vom fi foarte decenți. Nu vom face nimic, ei lăsăm să circule și pe șosele, și pe drumurile agricole de aia. Dar o palmă de pământ din zona noastră nu se calcă. Ați văzut dumneavoastră reacția? Au fost toți primarii din cele 12 localități care sunt percepute a fi taxate. Aici, în spatele meu, este harta și ați văzut. Și au venit toți primarii, și au venit preoții, și au venit oamenii de acolo în semn de solidaritate. Și vrem să încercăm această solidaritate și cu cetățenii municipiului Arad. Pentru că și Aradul este. Pentru că ne ia apa, ne otrăvește apa potabilă care alimentează Aradul și comunele și orășelele adiacente. Deci nu se poate. Pentru ce? Câștigul nu este mare. 3-5%. Domnul Codre, pământul cu gaze de șist se explorează 3 ani, 4 ani, 5 ani. Nu mai mult, spun ei. Și ce am făcut? Cât câștigăm de acolo, din acea redevență de 3-5%. Iar pământul care este aici, dacă lăsăm să facem agricultură și zootehnie, să facem industrie alimentară, pentru că se vorbește tot mai mult că se mulțește, crește populația, are nevoie de tot mai multă mâncare. De ce atunci să nu fim decenți? De ce să ne otrăvim popor?
De ce cei care sunt, au pixul în mână astăzi lasă să fim otrăviți? Pentru că orice fracturare este cu multe, multe chimicale. Sunt 8% care sunt 100% producere de cancer. Sunt 100% curmă viața. Leucemii și toate bolile care le pot produce aceste substanțe chimice. Sunt câteva substanțe despre care nimeni nu știe nimica despre ele. Doar ei. Vă dați seama că nici noi nu suntem proști, vă dați seama că trebuie să ne apărăm. Am vrut să dăm acest semnal lor, că pe aici nu se trece, iar oamenii să fie conștienți, să informăm în totalitate, să știe ce așteaptă și nu-i așteaptă nimic, pentru că oamenii au spus, da, suntem uniți, vom merge și nu pune nimeni piciorul și roata tractorului pe pământurile noastre. Asta s-a făcut astăzi și asta am creat și asta am reușit. Oamenii au înțeles întru totul acest lucru, își apără sărăcia. Le-am spus oamenilor, nu vă vindeți pământul. De ce să vindeți pământul cu 4.000, 5.000, 6.000 de euro, când în toată Uniunea Europeană pământul este la 20-30.000 de euro? În Austria, dacă te duci, pământul bun este 70.000 de euro. În Belgia, în, eu știu, sunt 50.000 de euro. Și noi îl dăm acum așa pe nimica, să nu-și vândă oamenii pământul. Pentru că dacă își vând pământul, e o problemă. Dar pentru că dacă îl ține, gândiți-vă, valoarea pământului va crește și categoric se va uniformiza prețul pământului din toată Uniunea Europeană și cel din România. Și câștigul oamenilor este extraordinar. S-au făcut războaie, s-au vărsat sânge și acum să-l dăm așa pentru niște neaveniți, chiar poate să fie și Chevron sau oricine alții, sau MOL în România. Nu ne interesează, nu ne speriem. M-au căutat să mă duc, să mă găsească, să-mi facă nu știu ce. Să asta. Nu se poate. Au încercat și alții. N-au reușit. Sunt prea bătrân ca să mă poată cumpăra cineva. Iar și poate trag mult și la kilogram. Vă mulțumim.